Ne-am întors în direct. Fostul consilier pentru Securitate Națională la Casa Albă și secretar de stat Henry Kissinger continuă să facă declarații contradictorii și propuneri controversate pe tema războiului din Ucraina, susținând acum că o soluție pentru încheierea conflictului ar fi ca Rusia să păstreze peninsula Crimea și teritorii din regiunea Donbass. Cât despre Ucraina, Kissinger consideră că ar trebui tratată ca o țară membră a NATO. La 99 de ani, Henry Kissinger rămâne o voce căutată asupra chestiunilor internaționale. Într-un nou interviu acordat pentru publicația americană The Wall Street Journal, Kissinger vede Ucraina ca un tampon între Occident și Rusia, asemănător Finlandei după cel de-al doilea război mondial. Eram în favoarea independenței complete a Ucrainei, dar am crezut că cel mai bun rol al acesteia ar fi ceva asemănător Finlandei, a spus Kissinger. Cu toate acestea, în opinia sa, zarurile au fost aruncate. După comportamentul Rusiei în Ucraina, acum cred că, într-un fel sau altul, formal sau nu, Ucraina ar trebui tratată ca membru al NATO după război, susține Kissinger. Fostul șef al diplomației americane vede lumea de azi ca fiind aproape de un dezechilibru periculos. Suntem la marginea războiului cu Rusia și China în problemele pe care le-am creat parțial, fără nicio idee despre cum se va termina acest lucru sau la ce ar trebui să conducă, spune el. Ar putea SUA să gestioneze cei doi adversari triunghiulând între ei Kanani Nixon, se întreabă fostul secretar de stat al SUA. Nu pot spune doar acum că îi vom despărți și îi vom întoarce unul împotriva celuilalt. Tot ce poți face este să nu accelerezi tensiunile și să creezi opțiuni, iar pentru asta trebuie să ai un scop, a mai declarat Henry Kissinger. La sfârșitul lunii mai, Kissinger le recomanda ucrainenilor să-și ridice înțelepciunea la nivelul eroismului de pe câmpul de luptă și să accepte negocieri pe o linie de separare la starea de dinainte de război. Mulți au interpretat această propunere ca o formă de a presa conducerea de la Kiev să renunțe la Crimea anexată de Rusia în 2014. Apoi, la sfârșitul lui iulie, Kissinger a declarat pentru postul german ZDF că Ucraina nu trebuie să cedeze teritoriul Rusiei.